La Catedrala Patriarhală, slujba privegherii în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, a fost oficiată în această seară de înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Ierarhul le-a vorbit credincioșilor prezenți despre viața și virtuțile Sfântului Cuvios. Sfântul Cuvios Dimitrie este unul dintre sfinții care a primit de la Hristos Domnul puterea de a împărți și a împărtăși dar de sus, de plin și nesfârșit. Deoarece viața lui pământească este o viață despre care se știu în general puține lucruri. Nu este o viață nici printre învățații lumii, nu este nici o viață într-o familie bogată, ci este o viață simplă, într-o familie creștină. Dar tocmai o familie creștină care se bucură de o viață simplă este o nouă biserică a bucuriei. Ce poate să fie mai statornic? Ce poate să fie mai deplin ca dar în viața aceasta decât credința și viața curată pe care le-a moștenit, asemenea multor altor sfinți, preacuviosul Părinte Dimitrie? Mâine, Sfânta Liturghie în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou va fi transmisă în direct de televiziunea Trinitas de la ora 9:30.